greu este să ne calificăm din... Acum la 10 la 4. Sunt convins că primim altă parte. Kadar, încă o dată. Kadar, e greu să... Prin apă. Pe lângă el, e aproape imposibil. Puncte de om care... Formidabil, o stăpânire de sunt calm, remarcabil. Îl face unul din... De baza ai naționalei a echipei CSM Frigocon. Alexandru, progrese remarcabil. Fault în atac, mingea e la ei. Scorul ăsta contează mai... Nu avem nevoie de... De golaveraj. Avem nevoie de cât de vic pentru a obține calificăpene. Polo românesc. Nu a ratat de mult un campionat. Suntem de fiecare zenți în elită. Uneori ajungem și poate acum două ediții fost în semifinală. Repet, știrii polului sper una bună. Televiziunea română a menționat drepturile de difuzare ale final al campionatului european. Naționala de polo, văzută la Zagreb pe TVR. Ușilă. Excelentă pasă! Super Diaconu! Încep să ne iasă toate. Pasă perfectă, Ușilă. Sucire în apă, Diaconu. O voleibalare a balonului. Și este 11 la... Asta e România. Aveam nevoie. 11 la 4. A început să facă spectacol. Diaconu își trece și el pe lista marcatorilor super. Superbă și reluarea de colegi. Să mai facem o precizare. Mâine se mută puțin. Vom începe la ora 10. 30 de minute cu România, un meci care de acum încolo contează doar ca de două echipe foarte puternice, două echipe apropiate. Rusia, jucătorii care au medalii olimpice obținută la Atena, aveți vermație frumoasă, dar și o România care eliberată de orice teamă de a rata calificarea. România, sunt convins, face spectacol decât a făcut-o chiar și astăzi. Alexandru Matei, dar Diaconu Alexandru, să vedem șutul pentru că el cu siguranță în portar dată lucrul ăsta contează mai puțin acum. 11 la 4 pentru băieți. De Bruyne. S-au limadezi acolo pe bancă, deoarece o reprize erau ca la fiecare fază. Are un jucător eliminativ. Este vorba de omul naționale române, Ghiban. Minte, faza din Italia, transmisă de toate de televiziune atunci. Ghiban a fost mult de aitorii și camerele au surprins exact care ai tânțănea din românului. Ghiban, iatul care nu se dă niciodată de la o dispută cu pumnii acolo pe sub. E omul sacrificiu să vine jucătorii la echipe adverse pentru că aitorii era baza Italiei. Ce drept avea de mare renume Calcaterra, dar până la aitorii era titularul scoadrei azzurra. A fost eliminat la 3 meciuri din primele 4. Care dată adveu săi au ieșit un pic îndoiți după duel cu el. 11 la 4 e mult mai ușor să-și dar vă asigur din punctul meu de vedere și în astfel de situații în România. Nu deja biletele de la Zagreb. O întâmpla. E greu. Mai ajungi să întorci în 4 minute. De fapt, nu e greu. E imposibil. Într-o astfel de situație. Român, sigurat calificare. Am tremurat vreo două reprimi, dar băieții noștri s-au... Conducerea știut când să oprească șirul nostru de greșeli. Și fără greșeli, Landei, nu avem cum... Alexandru Matei. Alexandru Matei venind frumos în atac și la jumătatea atacului pe 10 secunde. Radu, sigur, cu portarul.
dat Bramen. Olanda a cedat, România își trează în continuare. 12 la atenție. Radu Cosmin pe acest atac, cel mai de poartă adversă, după ce a fost cel mai aproape de noastră. Ce consum formidabil, care nu era atât de greu nevin la băieții ăștia. 12 la 4. 4 lui Cosmin Radu, care a pentru prima oară undeva pe finalul reprizei a doua, apoi a marcat de două ori în rundă și încă o dată acum. 12 la 4. Da. E bine. Spike. Pasă la cinciarul Spiker. La centru, brațele sus pentru nostru, lucrul ăsta îl împiedică să dea eliminarea. Gloanță sus și din piept și pin... își împingea adversarul câte de poartă. Iar Gloanță va vreo 2 metri și vreo 100 kilograme. Este un om știe să împingă, primițându-și adversarul din 35 metri. Distanța asta contează pentru portar, care are acțiune în plus acolo de a gândi unde va trimite unde mingea. Bușit. Negrean pasă într-un centru scufundat, scufundat. E vorba de pătrarul, nu? Diaconu. Dacă dă gol, înseamnă că toate s-au realizat în meciul ăsta. Ba chiar merită fundașul, luptat admirabil în defensivă, în defensivă. Plus din mișcare pentru acum, când mai sunt 2 minute și 20 de secunde. Pas pe extrem. Un șutor bun de acolo, bate un colțul lung. Nu, e gol până la urmă, până la e gol, titlul 12-5, în ciuda protestelor noastre. Am și noi un gol, hai să ne vedem dacă se poate observa, e imposibil, dar aici, gol. Pare e 12-5, gol, e Linhut, ce azi până la urmă? Poate pentru impresia, dar în polo 12-14-5, va sigur. Buși 1 minute și 7 secunde. Ila, 14 secunde. Da, dar portarul era cu ochii. Îi punda și ți dau bine celelalte. În această situație, 12 12-5. Cor relaxant pentru bazin, pentru cei din afară. Până la urmă, pentru spectatori. Uite, până la urmă a umplut Oradea. Un public care și public care vine cursiv, să spunem așa, la public, care plătește biletul, demn de remarcat lucrul acesta. O mare avantaj în campionatul național, toi bazin și a încăturat. Condiții excelente. Condiții torpida Gheu, prindea Chioveanu din șapte. Rar l-am văzut pe Chioveanu înscrind din achită, însă că o face acum. 13 la 5, ne ies toate cu Olanda. După aceea repriză frumoasă. Senzațional pe Mihnea Chioveanu, jucăt stelei, care este viitorul centru al Olandei, cel care trebuie să crea în spatele lui Radu Cosmea. Are atât de multe de învățat. 5 secunde până la finalul unui dominat de România a doua lui parte. 3-3 după prima rundă, după cea de-a doua. 6 la... e clar că ai partida. Acum 3 la 1, cam dată, Ramiro. Da, frumoasă, fi noi...